Salut tuturor și bun găsit la show! Faceți cunoștință cu Sandero-ul rusesc, altfel spus, Lada X-Ray, cel mai nou model al celor de la Autovaz, sper să pronunț corect numele, probabil mult mai cunoscuți la nivel internațional drept Lada. Bazat pe conceptul cu același nume prezentat în 2012 la Salonul Internațional Auto de la Moscova, ce era semnat de studioul de design Vercar Model Saro din Italia, noul crossover de clasă mică al celor de la Lada reprezintă o continuare a evoluției mărcii, propunându-și să inaugureze o nouă imagine de marcă a constructorului ce va demonstra întregii lumi că și Rusia poate produce mașini competitive. Probabil. Dar desigur, după cum vom vedea, ca și această mașină, aceste ambiții par a fi destul de superficiale. De ce îl numesc Sandero-ul rusesc, poate vă întrebați? Ei bine, pentru că este făcut pe platforma B0 de la Dacia, platforma adaptată din platforma B a grupului Renault-Nissan și pe care sunt construite atât modelele noastre Logan, Sandero și Duster, cât și capturul celor de la Renault. În caz că nu știați, Autovaz, constructorul Ladelor de pretutindeni, este un partener al grupului Renault încă din 2012, când au inițiat procesul de modernizare a mărcii, începând prin fabricarea vechiului Logan MCV la uzina lor din Toliati. Din nou, sper că am pronunțat bine chestia asta. X-Ray reprezintă cea mai nouă încercare a constructorului rus să producă un model original ce face față rigorilor industriei automoderne, sau speră să reușească să facă față. Astfel, noul crossover mic își împarte șasiul și o bună parte din subansamble cu ceilalți verei grupului, dar propune un design original semnat de Steve Madden, un designer auto britanic ce a lucrat la modele destul de prestigioase precum Mercedes S-Class, SL, SLK, SLR, McLaren și Maybach, și la modele ai celor de la Volvo, ca seria 60, S60, V60, XC60, iar din 2011 acționează ca designer șef la Lada. Totuși, în ciuda acestui lucru, pot spune că designul mașinii nu mă dă pe spate. Desigur, este cu an lumină în fața oricărui alt model ce l-a propus Lada în trecut, dar desenul caroseriei mi se pare destul de banal și ușor de uitat, cu o linie generală ce se pierde în cacofonia designului corean, fiind, zic eu, foarte ușor de confundat din lateral cu orice Kia sau Hyundai din aceeași clasă. Desenul părții frontale, mai ales al farurilor și a barei de protecție, este foarte asemănător Daciei, iar spatele pare să tragă inspirație destul de serios de la Ford Fiesta, posibil și Focus Hatch. Una peste alta, o mașină cu un look modern, dar banal, nereușind să se individualizeze niciun mod față de oricare altă mașină din clasa sa. Și, ca un adept al eleganței simple, în favoarea edge design-ului complicat, hashtag Mazda for life, nu îmi plac și nici nu cred că sunt indicate artificiile de design laterale, acele cute pronunțate în caroserie ce formează un X și care presupun că încearcă să individualizeze într-un mod extrem de brutal semnătura liniei laterale și arată de parcă au fost bătute cu barosul în caroserie, destul de inestetice din punctul meu de vedere. Pe lângă faptul că cel mai probabil trag destul de mult în jos coeficientul aerodinamic, care cei drept probabil nu a reprezentat niciodată un element prioritar în dezvoltarea lui X-Ray, sunt și mult mai susceptibile blocării ușilor prin deformare în cazul accidentelor, cu atât mai mult cu cât vorbim despre un model destinat pieții din Rusia și știm cu toții, ați văzut pe net, cam cum se prezintă accidentele pe drumurile din Rusia. O altă posibilă problemă a acestui artificiu de design o prezintă frecarea mult mai ușoară a ușii cu aripa în situația unei asamblări deficitare. Din nou, cum probabil observați și din imagini, toleranțele îmbinărilor caroseriei sunt destul de generoase. Și să nu uităm și de seriozitatea în munca meseriașului rus, ce o vedeam în majoritatea compilațiilor de crash-uri pe YouTube, prin numărul impresionant de roți ce decizi să zboare din prezoane când ți-e lumea mai dragă. În ce privește calitatea materialelor interioare, panourile portierelor și tapiseria par a fi la nivelul actualei generații Sandero sau Logan. Panouri de portiere dintr-o bucată, fără inserții de stofă sau plastic moale, din imagine atât bordul cât și ușile par a fi capitonate într-un material destul de rigid și fără pretenții, căruia încearcă să-i atribuie totuși o notă de lux prin niște elemente plastice cu aspect cromat, din punctul meu de vedere, nu foarte nimerite. Întotdeauna am fost de părere că dacă lucrezi cu materiale ieftine, este întotdeauna mai bine să fii modest decât să încerci să creezi o iluzie de lux folosind plastice de o calitate slabă ce pot ușor da senzația unui kitsch.
Deși designul bordului pare a fi original cu un look destul de grosolan din punctul meu de vedere, presupun că puteți vedea cu toții abundența subansamblelor din banca de piese Dacia/Renault, începând cu clanțele portierelor și terminând cu sistemul audio. Interesant mi se par ceasurile de bord, ce evident sunt luate de la Dacia Logan/Sandero, dar au un aspect personalizat, care din punctul meu de vedere arată mult mai ieftin și mai urât decât cele găsim deja pe Sandero sau Loganul actual. La fel stă treaba și cu comenzile climatizării, iar designul volanului mi se pare că seamănă incredibil de mult cu ce vedem la Hyundai sau Kia. În totalitate, aspectul bordului mie îmi creează senzația de mai simplu și mai ieftin decât ce vedem pe Logan. Nu știu din ce motiv, dar asta este senzația ce mi-o creează. S-ar putea numărul mic de butoane prezente pe consola centrală, cuplat cu volanul ce arată foarte ieftin și arată ca și cum ar fi copiat de la Hyundai, cu ceasurile de bord destul de urâte dintr-un plastic, realizate dintr-un plastic destul de banal și urât. În esență, în mod ironic, și are comenzi individuale plasate pe uși, nu pe consola centrală. Bordul chiar mi se pare mai slab atât calitativ cât și din punct de vedere estetic decât cel găsim pe Loganul actual. Partea cu adevărat interesantă o remarc în detaliile de fabricație, ce sunt executate extrem de grosolan, cu căblăraie strânsă țărănește sub bord și ușor de atins cu piciorul, elemente de interior cu spații mari între ele la îmbinări, semne din fabrică trase cu markerul pe diferitele componente mecanice și vaselină lăsată să atârne urât pe sub șasiu. Toate aceste detalii fac mașina din imagini să arate ca un model de preserie în cel mai bun caz, deși știm cu toții că nu e cazul. Ca echipamente, modelul pare să aibă tot ce poți aștepta din partea unui automobil smart buy competent. Climatizare, geamuri electrice cu comenzi situate pe portiere, comandă electrică pentru reglajul farurilor, aparent rușilor le plac costurile inutile, și mai ales o dotare absolut necesară Rusiei, butonul de SOS, ușor de accesat, fiind situat lângă plafonieră și care sigur îi va fi de folos oricărui conducător auto în Rusia în momentul în care vreun șmecher antagonizat în trafic vrea să-i spargă geamul, să-l ia, să-l bage în portbagaj și să-i facă o excursie gratuită la pădure. De asemenea, în ciuda numelui, X-Ray nu are abilitatea să facă radiografii. X-ul venind, desigur, după cum vă așteptați, de la crossover, deși în mod ironic nu dispune de tracțiune integrală, iar restul numelui fiind de fapt un acronim ce înseamnă Recreation Activity Youth. Ca și motorizări propuse găsim doar două motoare pe benzină, de capacitate destul de mare și cu o putere destul de mică, ce mă duc cu gândul la faptul că nu ar fi ultimul răcnet. Avem un 1.6, posibil 16 valve de pe Meganul din a doua generație, ce dezvoltă doar 110 cai putere, și un 1.8 de 122 cai putere. Comparația astea cu 1.6 TCE de la noile Renault-uri de 200 de cai putere și da, chiar dacă probabil sunt din banca de organe Renault, motoarele astea par a fi cu două generații mai vechi decât cele folosite de grup la ora actuală. De ce nu au optat pentru un diesel sau pentru noile turbo de cilindrie mică ce le găsim în suita grupului Renault? Voi să-mi spuneți. În opinia mea, considerând că acest model este destinat exclusiv pieții interne, deci nu au nevoie să se îngrijoreze în privința normelor de poluare și de siguranță europene, probabil că au optat pentru motoare mai vechi și mai poluante din simplul motiv că au și costuri de dezvoltare și întreținere mai reduse și posibil sunt și mai simplu de întreținut. Ceea ce este foarte bine, nu știu dacă sunteți la curent cu noutățile, dar mecanicii ruși nu par a fi foarte competenți. De fapt, orice problemă tehnică majoră descoperită în Rusia la un Renault sau Dacia este trimisă pentru soluționare în România și nu lăsată pe mâna experților ruși. Cu ce vine totuși X-Ray este o transmisie manuală cu 5 rapoarte, ce vine standard pe motorul de 1.6, suplimentată de o cutie semi-automată, manual automatizată, robotizată. Alegeți una din astea, sunt atâtea denumiri pentru drăciile astea că nici nu mai știu cum să le zic. Tot pentru motorul de 1.6, probabil nu aceeași cu una din cele disponibile pentru Sandero sau Logan, și o cutie full automată pentru motorul de 1.8. În concluzie, X-Ray este o mașină ce simbolizează modul rusesc de a face lucruri. Este în trend cu criteriile de design actuale, dar totuși cacofonia de elemente stilistice împrumutate de la alte mărci ia sursesc apelul, făcând-o să pară banală și lipsită de personalitate.
Este bine echipată pentru o mașină low cost sau smart buy, cum vreți să-i spuneți, dar de asemenea calitatea asamblării diferitelor componente este incredibil de proastă, neatenția la detalii fiind pregnantă. Se vrea un model de autoturism în trend cu cele mai recente standarde ale industriei, dar folosește motoare de 15 ani vechime. Într-un cuvânt, superficial. Și dacă ar fi să caracterizez Lada X-Ray în 3 cuvinte, acestea ar fi butonul de SOS. Deci, de ce ar vrea să dea orice rus 9500 de euro pe mașina asta? Păi, poate fix din motivul prețului, plus o doză bună de naționalism. Eu presupun că, în mod ironic, X-Ray va avea cea mai mare concurență din partea suratei Sandero sau chiar a noului Duster. Să nu uităm că Dacia are două aturi clare ce X-Ray nu pare să le dețină. Calitate și, mai mult ca sigur, fiabilitate superioare și motorizări moderne. Plus că, în nivelul de echipare de top, X-Ray deja probabil că se apropie de noul Duster ca preț, chiar dacă la entry level, ce propune chiar și pentru varianta de bază, nu numai motoare mult mai moderne și o calitate superioară a finisajelor, dar de asemenea este opțional oferit și cu tracțiune integrală. Un factor decizional decisiv, zic eu, pentru piața din Rusia, ținând cont de iernile grele. În plus, mai este și problema siguranței, atât de importantă pe drumurile din Rusia, în privința căreia am anumite dubii cu X-Ray. Nu cunosc detalii, dar ținând cont că nu se supune reglementărilor în cap, probabil să zicem că nu ar fi la fel de sigură ca o altă mașină din grupul Renault. Mulțumesc mult pentru vizionare, ca întotdeauna vă aștept cu propriile opinii în privința noului deschizator de drumuri de la Lada în secțiunea de mai jos și dacă ați considerat acest video util, aș aprecia suportul vostru dând un like și abonându-vă. Până data viitoare, numai bine și bye bye!